Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da? Am tot vrut să vorbim despre asta, am zis, până la urmă ce, nu s-au dus decât 1 milion de oameni, au cumpărat bilete, 1 milion de oameni. Asta ați văzut, în primul rând, ați văzut team building. S-a văzut. Da, ai văzut, da. Nu? Da. Ai văzut și tu, Luca? Adi? A văzut și, băi, deci toată lumea a văzut filmul ăsta, care altfel eu, sincer, e o comedie ușurică și cam vulgară, nu e niciun caz vreo capodoperă cinematografică, dar... Poate și de asta e filmul românesc cu cele mai mari încasări din toate timpurile. În 13 săptămâni de rulare a avut ceva mai mult de 980.000 de spectatori, bilete cumpărate la cinema, încasări de 4,6 milioane de euro. Producția a costat 800.000 de euro. Nu știu cum a costat 800.000 de euro, dar atât a fost, 800.000 de euro. Și ca să înțelegeți mai bine fenomenul, iată informație de context. În 2018, de pildă, 33 de filme românești abia au reușit să vândă împreună, într-un an întreg, 500.000 de bilete în cinematografe. Mm. Deci team building singur, de două ori mai mult decât 33 de filme, și în doar 3 luni, practic, în 4 luni. Și înțelegeți ce fenomen este filmul ăsta? Mm-hmm. Și de unde... Nu știu cum... Sincer, nu știu de unde a venit, cum a pleznit în felul ăsta. Avem trailer, da? Da, e o problemă. Muncești prea mult. Și asta e o problemă? Sau... Nicu, ăsta e prost? Da, șefu. Tu mi-ai spus că e deștept. Ești prostă? Da, șefu. Kind reminder, mai sunt 3 săptămâni până la team building și încă mai sunt locuri libere. Ah, asta cu kind reminder e cu tot spre rapid se duce. Cumva. Dar să știi că există o explicație pentru care team building e atât, sau a fost atât de vizionat. Oamenii care l-au făcut se ocupă cu marketingul în mod special și îl fac foarte bine. Asta o dată. Doi, în film apar o mulțime de influenceri din zona TikTok, Instagram și așa mai departe, care și-au promovat, evident, fiecare dintre ei filmul. Să nu uităm de Micuțu, care poate duce după el așa. Deci e numai de promovare, zici tu. Bromania, care face același lucru și așa mai departe. Oamenii ăștia și-au făcut treaba până la capăt. Okay. Din iar toate tema... punctele de vedere. Adică ei au venit cu banii, ei au investit și au avut tot interesul să promoveze filmul ăsta până la epuizare. Înainte de lansare, erau peste tot. Corect. Practic. Iar ceea ce nu s-a întâmplat la celelalte filme, mă scuzi. E foarte actuală. Și potrivită și atrage oamenii, că na, fiecare dintre noi a fost într-un team building sau măcar dacă n-a fost auzit despre fenomenul team building, da, ca să zic așa. Deci să știți că există filme românești care n-au reușit să vândă anul trecut nici măcar 50 de bilete la cinema. 50, nici măcar 50. Ceea ce e trist, nu le, până la le dăm numele să nu-i facem de râs, da, dar faceți comparația, știți? Și majoritatea, din câte știu, nu sunt specialist în domeniu, majoritatea filmelor produse în România obține finanțare măcar parțială de la Consiliul Național Cinematografie. Iar cinematograful în general este pe moarte, adică da, indiferent de uite că nu, proveniența producțiilor. Pe Netflix, Team Building a intrat pe 1 ianuarie și în doar 2 zile comedia a ajuns pe primul loc în topul celor mai urmărite producții de pe Netflix, în România. Așa e. Și acum toată lumea are o părere despre acest film. E aproape scandal. Sunt pro și contra... Toți sunt pro și sau contra. Nu există neutri aici. Cristian Tudor Popescu a scris, bine, de pildă, citez, zice, citez, l-am văzut până la jumătate acasă pe computer. Și a trebuit să mă opresc pentru că se umpluse încăperea de maimuțe antropoide care râdeau. Nu de film, râdeau de mine. Dacă aș și scrie ceva orice despre team building, cred că primatele ar începe să mă scuipe. Am încheiat citatul. Domnul Popel. E ca și cum l-ai fi întrebat pe Iosif Sava, Dumnezeu să-l ierte, dacă îi place cum cântă Smiley. Adică domnul Popescu e critic de film, cumva e un mare cinefil. Nu e un film pentru domnul Popescu, nu serios e acum, adică... Da. Și asta, vreau să vorbim un pic, dacă tot am venit la serviciu. 0372069599, numărul nostru de telefon. Dacă ați văzut team building, cum vi s-a părut și de ce credeți că e controversă asta? Și mesaje audio puteți să ne dați pe WhatsApp 0728 3D1 3D2. Și apropo, din urmă vine tare alt film care o să provoace scandal. Ba chiar, să știți, a iscat deja la propriu o bătaie într-o sală de cinema. Plus că a fost un moment în care câteva spectatori au început să danseze din buric în sală. Fine. Deci e vorba de filmul Romina VTM,
Ce înseamnă VTM? Eu am crezut că e de la Vatman prima dată. Viața mea, mă. Da, e viața mea. Păi de ce nu e VTM? E că nu merge cu diacritice. Dar da. Viața e un singur cuvânt, nu e VTM. E... Da, și nu e viața mea. Viața mea sunt două cuvinte, e, cu trei inițiali. E viața mea. E cu E. Serios? Da, nu, asta e, asta e... Să vă zic teaser. O poveste de la Malumări. Păi ea o cheamă Romina. O fată care știe să facă muzică, dar nu prea le are cu scena așa. Uită-te, fă, pe unde mergi! Ești vedetă? De când ți-am scris eu toate melodiile? După ce te uiți, mă, că nici nu știi cum arată Tușa. Silvie cel mai șpecher din tot Costinești. Și-l vin pe scenă pe Gianni! Iar pensam că-l știe toată lumea. Gino, vezi că s-a stricat vama și te cheamă să răspund. Cât are? Hai să... Are ceva mai mult, dar deci, aici tot de influencerii tot e de vorba, să știi. Adică doar că pe zona de manele, așa, da. Sunt niște băieți care cântă, se ocupă cu asta. Deci, ca să explic, la Ploiești s-au luat la bătaie spectatorii, la propriu, a venit poliția și cât se luau declarații... În sală, niște domni, presupun, au pus manele. Și niște doamne au început să danseze. Tot a fost înregistrat, se aude, cum se aude. Asta e în sală. Înțelegeți? Ca lumea de tot. Da. Despre ce e vorba în acest film, în care joacă Nicole Sherry, Țancă Uraganu, Bogdan de la Ploiești, Matei Dima, Shelley și alții, citesc din descriere, Romina încearcă să salveze terasa din Costinești a tatălui său. Ea ajunge să se îndrăgostească de Valentin, un turist venit în vacanță la Costinești cu planul de a cânta la chitară pe stradă ca să câștige bani. Romina, o fată cu suflet mare, îl ajută să devină un artist adevărat. În peisaj apare apoi Gino, fostul iubit al Rominei, care îl face gelos pe Valentin și așa începe un șir de situații amuzante și nu numai. Și nu numai. Asta, mie asta mi s-a părut. Deci sunt amuzante și nu numai. Deci cum altfel mai sunt ele dacă nu sunt amuzante? Aici foarte creativitatea amuzante. Noastră foarte amuzante. Este lăsată să zburde pe câmpiile deschise de acest film și nu numai. Bun. Dar atenție, filmul acesta, România VTM, a vândut 35.000 de bilete în pre-sale, adică înainte de lansarea oficială. Prin comparație, Team Building, filmul cu încasări record până acum, a vândut 31.000 de bilete. L-am văzut pe Shelley vorbind despre această capodoperă și a spus că, spre deosebire de Team Building, Romina, viața mea, nu e o comedie. E un film mai de stare, așa. Nu cred. O chestie de genul ăsta. Da. Haideți, 0372069599. Opinia voastră. Dacă ați văzut Team Building, dacă vă duce sau poate ați văzut Romina VTM, ce părere aveți despre faptul că un film ca Team Building face un asemenea record de încasări? Dacă credeți că asta e direcția corectă, din punctul meu de vedere, da, n-am nicio problemă cu asta. Nu vreau să vă influențez în vreun fel. V-am spus, e o comedie ușurică și cam vulgară. Dom'le, dar dacă asta se cere, filmele astea trebuie să scoată bani. Mie... Au făcut 4,6 milioane de euro, mă, băieți. Mie mi se pare că ce pățește cinematografia românească acum e ce a pățit muzica românească acum 30 de ani. 30 de ani diferență. Da. În sensul în care, sper că vă aduceți aminte, că în anii 90-2000, orice scară de bloc sau la fiecare două scări de bloc era o formație. Și că era peste tot. Era o invazie de formații care, mă rog, artiști care nu aveau absolut nicio valoare și n-au rămas peste timp. Dar erau populari la măsură. O parte din ei erau populari. Din încercările alea au rămas o serie de trupe sau de artiști care ulterior s-au dezvoltat și au dus muzica românească la ceea ce este astăzi. Nu e perfectă, să ne înțelegem, dar a evoluat. Adică dacă ascultați piesele din anii 90 și comparați cu cele la NND în anii 90, da, și care era în linie cu toate celelalte de atunci. Exact. Da, piesă foarte populară, e adevărat? Și cum sună acum este diferența? Dar nu vă gândiți doar la piese, ci și la producția pieselor, la întreaga industrie care a evoluat în ăștia 30 de ani, pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat acum 30 de ani. La fel și în film. Eu am senzația că avem nevoie de genul ăsta de întâmplări tocmai ca să evoluăm. Da, se simte că suntem nevorbiți, nu? Da, 0372069599, vorbiți și voi. Vă așteptăm în direct sau cu mesaj audio 0728 3132.
nu știu dacă toată lumea, dar foarte multă lume a văzut team building și nu numai. Dovadă și multitudinea de mesaje din această dimineață și telefoane, evident. Bine, cifrele arată că filmul Team Building a fost văzut de milioane de oameni deja. 980.000 de bilete plătite, poate chiar... Plus ce s-a întâmplat la... Bine, și Netflix-ul e tot plătit, că plătești abonamentul. Da, nu, și după aia Netflix, filmul trending, numărul 1 în România, nu știu ce, deci milioane de oameni. Hai să vedem. Iată, băieți, am fost în la filmul Team Building cu colegii de la lucru. Lucrez într-o corporație de 7 ani și credeți-mă, am râs cu lacrimi toți, ba chiar am și identificat personajele. Da, pe aici, pe acolo au mai fost niște glume mai porcoase, să zicem așa, dar sincer, chiar au avut farmec și nouă ne-a plăcut foarte mult. Alexandra din Timișoara. Și probabil celelalte controverse apar din faptul că oamenii ori nu lucrează într-o corporație și nu știu cu ce se mănâncă un team building, ori, nu știu, probabil sunt ipocriți, nu știu ce să zic. Aha. Bine, în team building-urile noastre n-a fost chiar așa, adică serios. Da, dar la noi în team building n-a fost Horia Brânciu, ca să... Da, exact. Cristian, bună dimineața! Bună dimineața, Cristi! Bună dimineața! Salut, salut! Ai văzut filmul? Da, am văzut filmul. Filmul mi s-a părut o comedie foarte bună, adică cred că uităm faptul că a fost doar o comedie și a exagerat niște lucruri. Okay. Pentru 2 ore ca să stai să râzi și mai ales dacă experiența de corporație, team building, este o comedie foarte bună până la urmă. Dar nu cred că i s-a reproșat exagerarea, că n-am văzut reproșul ăsta. I s-a reproșat că e vulgar și că, mă rog, are un umor cam ieftin. Astea sunt reproșurile. Hai să ne gândim. Eu am râs, trebuie să spun, eu am râs la film. Da, hai să spun o chestie. De câte ori are cei care au fost în corporație n-au scris acel kind reminder cu all caps, ca să ținem în engleză, adică cu litere mari, dar au gândit exact ceea ce se spune în film, oare? Pentru că nu-i răspundeau un coleg, un șef sau așa mai departe și dădeau un kind reminder, frate, da, sunt în întârziere, adică... Da. Pentru cei care nu vorbesc engleză, kind reminder e un fel de vă reamintesc cu drag că trebuie să faceți aia politicos. Aici politicos. Da, e și un limbaj corporatist. Aici ai dreptate când ai spus că dacă nu ești într-o corporație, nu prea înțelegi o serie de glume. Dar la ăla, cei care au fost în corporații și au trecut prin asta, sigur au recunoscut multe clișee și multe lucruri acolo. Da. Adică, cred că ăsta a fost... lucru care a tras cel mai mult filmul în sus. Pentru cei care au fost în corporații și evident a contat faptul că micuțul, care a văzut foarte bine în România, de către, inclusiv de către corporatiști care merg la stand-up comedy, care a știut să promoveze, a atras lucrul ăsta și au făcut din team building pentru ei un succes. Ceea ce până la urmă trebuie să le spunem, băi, foarte bine. 4,6 milioane de euro. În 2 ore m-am distrat. Da. Foarte bine. Și sigur că și cei care nu au experiența corporațiilor știu că e de râs și, uite, putem să facem mișto de corporatiști. Și nu sunt chiar atât de multe momente vulgare în film, dacă stai să te gândești. Și nici limbajul nu este foarte dur. Adică sunt puține, băi, față de alte filme sau față de stand-up. Eu când am fost prima oară la stand-up, am fost uluit, jur, acum 10 ani și am observat că continuă și acum. Asta e tendința, știi? Se vorbește foarte vulgar și lumea în sală râde cu lacrimi. Pentru mine, care am vorbit în felul ăsta cu anturajul din cartier de când eram mic, nu-i nimic ieșit din comun, dar pentru oameni care vorbesc în mod civilizat zi cu zi, mi se pare ceva fenomenal să înjuri, să, adică, ți-am zis, să văd reacția și sunt uluit câteodată. Bună dimineața, Florin din Arad sunt. Salut! După părerea mea, Team Building e un film ușurel și așa zisa controversă, hai să vorbim toți despre asta, e doar un marketing mai evoluat. Atât. Mersi. Bravo. S-ar putea să aibă și el dreptate. Da, e, nu. Aici nu cred că s-a apucat cineva să construiască o controversă. Nu e nevoie la ce audiență. Da, n-a fost nevoie. Bună dimineața, băieți. Ce se întâmplă acum cu team building nu este decât o reflexie a societății. Non-valori, nimeni în drum, fac filme, influenceri, tiktokeri. Dacă ei sunt actorii, iar românii plătesc pentru asta, ăștia suntem, înseamnă, nu? Mulțumim! La drept vorbind, în afară de Pavlu, care este actor, acolo, în team building, jocul actoricesc este
literalmente nul. Îmi pare, vă spun încă o dată, recunosc. Eu am râs, m-am distrat, m-am amuzat. Dar și eu cu actoricesc nu există acolo, în afară de Pavlu. Pavlu e singurul care... Că și Micuțu e actor cu școală. Da, bun, și sigur, Micuțu. Dar îl vedem noi ca stand-upper, dar el e actor cu școală. Da. Trebuie să-l iei ca atare filmul, adică ok, nu se vrea a fi un mare film actoricesc. E un film ușor, într-adevăr, dar care te amuză și, până la urmă, ăsta e rolul lui. Adică față de alte comedioare de-astea ușoare care au fost în ultimii ani, cum ar fi Miami Beach, de exemplu, da, mi se pare mult mai bun, adică chiar te amuză. Și mie, de exemplu, mi-au plăcut cel mai mult Oltenii, care nu sunt niciunul dintre ei nu e actor. Ramona, bună dimineața! Bună, Ramona! Bună dimineața! Neața! Sunt din Pitești, deci Ramona mă cheamă. Bună. Ideea este că pentru mine personal este o ironie proastă a societății omenești. Românești, adică a societății românești. Mă scuzați. Okay. Am emoții. E prima dată când vorbesc la radio, dar nu puteam să ratez tema. Da. Exagerat de multe înjurături, mm-hmm. adică dacă toată societatea noastră se distrează la cum înjură unii, E jalnic. Uh-huh. Tema este foarte bună, într-adevăr, m-am dus la film pentru acele TikTok-uri care erau delicioase. Uh-huh. Nu trebuie să fii corporatist ca să înțelegi Kind Reminder și toate celelalte sunt delicioase, dar atât de multe înjurături, prea mult, totuși prea mult. Da, am înțeles. Mulțumim. Hai să mai vedem printre mesaje ce a venit. Salutare, am văzut filmul Team Building, o comedie ușoară, cum zice Vlad, dar până la urmă am râs și am râs bine, chiar dacă e vulgară. Se poartă și în alte țări filmele cu vulgarități. Nu știu de ce e atâta scandal. Până la urmă, fiecare e liber să privească și să facă ce vrea el, nu? Dacă cineva știe să facă o comedie mai bună, care să aducă mai mulți bani, să facă lumea să râdă mai mult și să nu fie vulgar, e libertate pentru toți. Nu înțeleg de ce se strofoacă atâta. Cred că chestia asta a plecat de la dinozauri, în ghilimele, ai cinematografiei, cărora nu le-a convenit că băieții ăștia au făcut bani și ei n-au fost băgați în seamă. Cred că doar despre asta e vorba. Zi bună, Costi din Brașov. Poate. Mulțumim, Costi. Mulțumim, Costi. Adevăr că e controversă în adevăratul sens al cuvântului, adică sunt atât de multe mesaje și atât de amestecate. Mm-hmm. Uite, zice lume, ăștia care zistrează la așa ceva nu știu ce e comedia, e o mizerie. Alții spun o comedie spumoasă, concentrată și trebuie înțeleasă în contextul culturii corporatiste. Aha. Asta e, atinge toate clișeele din domeniu. Dar Zaf a zis foarte bine. Suntem practic cu 30 de ani în urmă acum, în momentul muzical al anilor 90, când încep să apară o mulțime de filme ușurele de acest gen. Doamne, era, făceau rimă cu dar Constanța și Leganța, ai uitat. Constanța și Leganța, exact. Despre ce vorbim. Care da. Să facă succes foarte mare. Ok, foarte bine. Cred că e nevoie și de așa ceva. Dar, din păcate, știi, noi am avut filme până acum, în urmă, în ultimii 10 ani, care au câștigat o mulțime de premii internaționale. Poate că invers ar fi fost. Adică, nu știu, să fi început mai întâi cu filmele ușoare și să trecem în... Și asta e adevărat, da. Zona de profunzime. Acum, parcursul pare să fie invers. Filmele alea premiate au fost greuțe pentru publicul larg. Și vreau să-mi fac o precizare. Mi-a scris cineva, mai mulți au scris, de fapt, că Adrian Nicolae, șeful Oltenilor, este actor și un actor destul de bun. Îmi cer scuze, domnul Adrian Nicolae, că n-am știut că am zis că nu sunt nici actori, dar erau actori. Mulțumim! Da, aștept cu Romina VTM și nu numai situații amuzante și nu numai asta și nu numai vreau să văd ce înseamnă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.